Munca fără forme legale sau cea la negru, așa cum mai este cunoscut fenomenul, rămâne din păcate o practică obișnuită pentru destui angajatori, în ciuda amenzilor mari care se aplică. Aceste amenzi ajung la 20.000 de lei pentru fiecare persoană depistată lucrând fără forme legale de angajare și se aplică destul de des. În județul Hunedoara, de exemplu, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă au aplicat în acest an amenzi în cuantum de 1,4 milioane de lei pentru munca la negru, iar un angajator chiar a recidivat în această practică. În primul rând, trebuie să știe toată lumea, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara există un compartiment pentru combaterea muncii fără forme legale. Compartimentul Muncă Nedeclarată se numește, are un număr de 7 inspectori care acționează zilnic pe teritoriul județului Hunedoara. Anul acesta am descoperit 70 de persoane care munceau fără forme legale, din care 10 femei și un minor. Amenzile sunt mari și vor crește probabil dacă angajatorii nu respectă codul muncii. Amenzile la ora actuală sunt în valoare de 1.400.000 de lei pentru depistarea persoanelor care muncesc fără forme legale, amenzi aplicate angajatorilor. Din păcate, există și angajatori recidiviști. Anul acesta a fost descoperit un angajator care de 2 ori a fost sancționat pentru muncă fără forme legale. Este important de menționat că și persoanele care acceptă să lucreze fără forme legale sunt pasibile de amenzi de până la 1000 de lei. Mai multe pe această temă, dar și despre alte subiecte interesante din domeniul siguranței și securității muncii, puteți afla urmărind emisiunea La Subiect, difuzată pe postul nostru de televiziune, imediat după buletinul de știri. Emisiunea mai poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook, dar și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva.